În perioada 14-18 octombrie 2021, polițiștii au intensificat acțiunile de informare, prevenire și combatere a răspândirii pandemiei de COVID-19 la nivel național. Astfel, în această perioadă au fost organizate peste 2200 de acțiuni în teren, în special în locurile aglomerate, la agenți economici și în mijloacele de transport în comun. Și în județul Olt, oamenii legii au desfășurat numeroase acțiuni anti-COVID. Polițiștii olteni, sub autoritatea instituției prefectului, au desfășurat 52 de acțiuni pentru verificarea respectării măsurilor impuse în contextul stării de alertă, din care 14 acțiuni în cooperare cu celelalte structuri, respectiv Jandarmeria Română și Poliția Locală Slatina. În urma activităților desfășurate, pe raza întregului județ, au fost legitimate zilnic, în medie, peste 4.000 de persoane cu privire la respectarea măsurilor impuse, fiind verificate peste 7.500 de locații de interes, 270 de societăți comerciale și peste 400 de mijloace de transport în comun. În urma controalelor au fost constatate 6 infracțiuni în legătură cu pandemia de COVID-19, dintre care 4 de zădărnicire a combaterii bolilor și una de fals în declarații. Și în această dimineață, echipajele poliției rutiere au fost în stradă pentru combaterea efectelor pandemiei de coronavirus. Astfel, în intervalul orar 6-9 în municipiul Slatina, polițiștii rutieri au acționat la intrările și ieșirile din localitate pentru verificarea respectării măsurilor anti-COVID în mijloacele de transport în comun. Au fost controlate 10 de microbuze și autobuze, iar șoferii și pasagerii prinși fără mască de protecție au fost sancționați de poliție.